Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Psalmul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugete popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei, apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa zicând, totuși, eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și-ți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârâma ca pe vasul unui olar. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Psalmul 3. Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime se scoală împotriva mea, cât de mulți zic despre mine, nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu. Dar Tu, Doamne, Tu ești scutul meu, Tu ești slava mea și Tu îmi înalți capul. Eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care mă împresoară de toate părțile. Scoală-te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu bați peste obraz pe toți vrăjmașii mei și zdrobești dinții celor răi. La Domnul este scăparea, binecuvântarea Ta să fie peste poporul Tău. Psalmul 4. Răspundem când strig Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtoare. Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea. Fii oamenilor, până când vor fi batjocorită slava mea? Până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni? Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat. Apoi tăceți. Aduceți jertfe neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu zic însă, fă să răsară peste noi lumina feței Tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Psalmul 5. Pleacă-ți urechea la cuvintele mele, Doamne, ascultă suspinurile mele, ia minte la strigătele mele, împăratul meu și Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog, Doamne, auzi-mi glasul dimineața, dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept.
căci Tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă Tine. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în casa Ta și să mă închin cu frică în templul Tău cel sfânt. Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută Ție, din pricina vrăjmașilor mei. Netezește calea Ta sub pașii mei, căci nu este nimic adevărat în gura lor. Inima le este plină de răutate, gâdlejul este un mormânt deschis și pe limbă au vorbe lingușitoare. Lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule, fă-i să cadă prin însăși sfaturile lor, prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr, căci se răzvrătesc împotriva Ta. Atunci toți cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor veseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc numele Tău, căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, și îl înconjuri cu bunăvoința Ta, cum l-ai înconjurat cu un scut. Proverbele, capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chipzuință, să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusință. Pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc, frica Domnului este începutul științei. Dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi, ca pe cei care se coboară în groapă, vor găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abateți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei își întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe și înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei, până când veți iubi prostia proștilor, până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura și vor urâ nebunii știința. Întoarceți-vă, să ascultați mustrările mele, iată, voi turna Duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți, fiindcă îmi întind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtorarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde, mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele, de aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor, căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde, dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău.